Bătrânule, ce fac, băi, bătrânule, te pup. Hai să oprim și noi glipsurile. Am făcut niște etichete până mai devreme. Băi, mi-am luat un nou mod de grafic, sper să vă placă. S-a dat jav, s-a dat jav. S-a văzut. Lăsați, n-avem timp. Ce jav, mă? Bună seara. Să trăiți. Domnul Vișnescu. Să trăiți. Hai să desfară ceva. Poftim? Să vă arăt ceva. Mihai, să reglezi un pic corzile alea. Nu am citit cu vocea tare, că văd să citesc eu. Ah, ok. Păi, dar ce-am vorbit, nu? Exact. Dacă puteți da o semnătură acolo, în colțul paginii. Perfect. Informații avem destule. Am vorbit cu băieții, toată lumea, îmi pare rău, toți pe care îi vedem, știu ce au de făcut cu ei. Mai avem băieți. Mai avem băieți. Care? Păi mai suntem 9 aici. Mai trebuie să vină 3 persoane. Păi cei noi ar fi ok, din punctul meu, să-i lăsăm aici, că sunt noi și na. Nu, îi luăm pe toți. Am bază în ei. Toată lumea are armament? Păi... Da, nu. Sunt decât câteva persoane care avem armă de calibru mare, restul au pistoale. Păi da. Am dat de la gen șef în sus la toți carabine, restul o să stea cu pistoale. Perfect. După ce terminăm cu mandatul ăsta vreau să... După ce terminăm cu mandatul ăsta vreau să văd că lăsați armele înapoi de un... O să mi le dea mie, că eu le-am avut, carabinele. Bun, eu doar am spus. Ok. O să-mi iau o geantă. Le-am explicat la băieți tot ce au de făcut, mai trebuie să formăm echipele și cam atât. Domnilor, să veniți cu noi, nu? Da, da. Bun. Vă mascați sau? Eu? Da. Nu, nu o să vă mascați. Ok. Voi puteți să rămâneți mascați. Care și când vin aia 3? Care mai sunt? Băieți, mă auziți? Da. Ai intrat pe frecvență toți. Da. Ioana, unde ești? Ioana? De ce pula mea mă tremură mâna pe butonul ăla? Mă scuzați. Unde e Darius? S-a dus și acasă, cred că. Bun. Ioana, unde sunt tovarășii? Mă duc și eu să-mi iau geanta. Du-te, du-te. M-a dus să-mi iau armă reprimea. Ok. Darius? Toată rămâna secție, te rog. Mai stăm 50 minute să ne strângem cu toți. Ce mașină om? Cum? Ce mașină om? Imediat, că Oliver a făcut partea practică cu ei. El. Și unde e Oliver? Eu le-am explicat partea teoretică. Unde e Oliver? Mă uită în spate. Și mai cineva de venit? E o zi nebună, cu ce mergem? Păi ar trebui să mergem... Câte echipaje suntem? Suntem 9 aici, cu încă 3 care vin 12. Ar veni 4 echipaje de 3 după cum am discutat. 2 cu 2, adică 2 mașini de un fel, 2 mașini de un fel. Doar 2 mașini? Nu, gen 2 mașini de un fel și 2 mașini de un fel, 2 jeepuri de intervenție și 2 juri. Încă o chestie, dacă apare vreun jaf în timpul mandatului, ori ne împărțim și mergem jumate la jaf, ori mergem cu toții și după aia continuăm mandatul. Sau dacă e jaf de magazin, nu bag pula de magazin. Nu, nu, de bancă mă refer. De fapt, hotărâm atunci, hotărâm atunci. Dacă s-a dat vreun jaf de bancă în timpul mandatului... Dacă e aproape, dacă e aproape, eu zic, dacă... Da, și dacă e aproape putem să mergem. Nu o să stăm la discuții nici la jaf. Dacă se dă jaf de bancă în timpul mandatului, ori reluăm mandatul după jaf, ori oprim mandatul acolo, depinde cât am apucat să facem. O bun. Să stăm în jur de... Ia zi pe Oliver. Păi hai să vină și ceilalți, ca să nu facem împărțeala. Ceilalți nu știu ce au de făcut. Diminică? Siminică? Mă auziți? Da, da. Da, da, da. Da. Eu aș avea o propunere, să zic așa, câte un superior la fiecare echipaj. De acord. Nu trebuie ceva de viteză? Eu aș fi luat Lambo după mine, în cazul în care e nevoie de el. Care? Ăla personal? Nu, Lambo de la noi. Ar fi o idee să avem atunci pe moment, în cazul în care dăm de mașini super rapide. Sau în cazul în care dă vreunul, dă dracu să fugă vreunul. Atâta le trebuie. Bun, ne despărțim acolo și în momentul în care oprim pe cineva, dăm locații și ne strângem acolo? În principiu, da, păi, depinde... În principiu, după părerea mea, dacă, de exemplu, prinzi un singur suspect în mașina respectivă, n-ar fi nevoie de atâția oameni la o singură persoană. Bun, și dacă ăla știa măntărări până l-ai oprit tu, părerea ta? Atunci da, da. De unde știi că știa măntărări în timp ce tu l-alergi? Păi nu l-aud dacă știa. L-auzi, nu? În mașină l-auzi tu dacă tu l-alergi și el nu se oprește? Păi aia e altceva. Sau dacă dă cu geamurile închise, cum auzi tu? Aia e altceva. La fel, în timpul mandatului, dacă se trag focuri de armă în zona respectivă care trebuie să mergem, ne vom duce acolo. Tocmai pentru asta mergem. Mai am și o întrebare. Spune. Dacă noi oprim o mașină, coborăm, ține perimetru și altă mașină trece pe lângă noi repede și fuge, cum acționăm? Încercați să opriți, dacă fuge, o dați pe radio. În ce direcție trebuie gloanțe de M911? De pistol, mai exact. Mie nu am 100 fix. Mie mi-ar trebui de Glock, am număr 30. Noi nu mai avem Glock-uri în poliție. Am înțeles, să-i dotarea pe ce înseamnă. Te duci în safe, sus, să-ți iei M1911 și gloanță. Ia zi, șefule. Zi, șefule. 2 secunde, că nu abia intrat în oraș și mă dor ochii rău. Te ajut cu ceva? Acum vă văd. Nu știu, eu polițist, am venit acum, că am înțeles că este cu scandal. E polițist la noi? Da, tovarăși cu... Aaa, haide. Bun. Prima cameră în stânga te... Da, are în sinea, te echipezi, da? Prima cameră în stânga te îmbraci în CS. Du-l tu să-și ia și pistol și cheamă-l și pe sinea. Da. Păi să vină. Nebunule, mai ai pistoale la tine? Nu mai sunt la safe? Și în safe nu mai sunt? Lui. Dacă ai și în plus. Păi să-i dau. Lui. Lui de aici? Da. Eu mă duc și mi-au Glock atunci? Ce faci cu... Nu ți-a dat pistol ca lumea? Păi acum veni să-mi dea domnul... Nu e în safe? Nu m-am uitat. Duceți-vă în safe dacă nu și luați-vă. Bun. Mă, familia mea, ce cald e aici în balconul meu tot. Bun. Suntem 5 cu arme mari. Da, 5, da. Facem 1 cu 1. Fiecare se duce la câte o mașină și o mașină are 2. Gradele mari, o să iau eu un grad mic cu mine în mașină. Păi fiecare și-a câte un grad. Păi nu, fiecare și-a câte un grad mic. Păi nu, eu mă duc cu o mașină de 2 persoane. De 2 persoane, pardon. O să-l iau pe băiatul ăsta care a venit acum cu mine. Eu. Cel nou? Da. Iar mi-am cu nevastă sau o să meargă cu un echipaj cu voi? O să merg eu cu ei doi. Bun. Eu o să-l iau pe... Vreau să ia cineva pe Mihaela și pe prietenul ei. Nu, o să meargă în echipaje diferite ei. Ok. Nu știți voi. Bun, să vin, o să vină 1778 cu mine și cu... și cu... 77, iar 117 cu 56 o să meargă cu 94. Fiecare se strigă după numărul insignei, da? Nu vă mai strigați, nu vă legitimați, nu nimic. Okay. Dacă întreabă cineva, sunteți în costumul de intervenții, nu vă legitimați și punct. Ne strigăm după numărul insignei. Dacă are o reclamație de făcut, să vină la secție. Exact. La mine. Fiecare știe numărul insignei la celălalt, da? Da. Da. Aproximativ. Așa. Ar fi o idee să le scriem acolo, pe, la noi pe ăsta. Să le știm. De preferat să nu vă strigați după numele de insignă, că o să le cânte melodia aia cu meta și nu place și după aia o să, aruncăm și cu bani. Păi nu prea are nicio treabă, că n-au de unde să știe. Bă, vă strigați colegul și arătați cu deget. Mai da. Ce mai da, te duci lângă el, hai cu mine. Pac. Da, da, și da, corect. Nu vă dați nume. Nu vă dați nimic. Mai mult ca niciodată în seara asta. Roberto, unde e Simian? Cu femeița la magazin se schimbă. Păi el de ce pula mea se schimbă? Care aici haine? Adică femeița se schimbă de haine. Am înțeles. Cât mai au? Cât mai au? Nu știu, acum vin. O să mă duc eu acolo? Bun, lasă-i că vin ei. Acum ajung, acum ajung. Lasă-i că vin. Bun. 49, să spui. Ia zi voi, Oliver. Mai vin. Nu trebuie. Cum facem? Ne despărțim și în caz de urgență dăm locație și ne strângem toți la locație, da? Bă, părerea mea personală de plecat, o să plecăm cu toții în rând, toți odată. Da. Tot ce mișc pe primul nu contează că a făcut, n-a făcut ceva clar. O luăm pe partea asta la întâi. Pe partea asta? Da. E mai puțin populată și să nu ne vadă nimeni. Să nu se deci nu vă spărați, să spuneți și mie care e stația, ca să știu să o setez. 292. 292, frate meu. Nu știu dacă era ok să zicem acum, dar... Acum e ok. Nu cred că ne aude nimeni, de asta am intrat aici. Bun. Preferabil cei care puteți avea posibilitatea să porniți GoPro. Am eu și Pro TV. S-au tras focuri aici, lângă mine. Lasă-le. Sunt în, aici în oraș și e ceva probabil îngeresc. Cred că sunt în spatele unei case. Vă focurile în gură să vi le fut. Cine pula mea a tras? Nu mai e nimeni aici. Bă, eu n-am treabă, eu conduc orice, dacă vreți iau eu jeep-ul, dacă vă este mai inconfortabil, să zic așa. Nu e vorba de inconfortabil, dar trebuie un șofer capabil la jeep, că e singurul oferut și în caz de orice. Ori iau eu. Perfect. Păi trebuie să faci eu cu iau... percheziții tu. Eu o să iau Dodge și Darius sau Mihai încă un Dodge, aparent suntem 5 cu 4 mașini. Nu-i problemă, mai băgăm unul într-un echipaj. Ce spuneai tu de o percheziție? Eu? Nu, în caz de urmărești și oprești unde faci percheziție, că după aia pleci de la volan. Cum? N-am înțeles. Nici eu n-am înțeles. Zic, în caz de urmărire și oprești, nu faci percheziție, după aia tu te ajungi. Frate, eu tot percheziționul, nimic nu scapă. Nu mă interesează că a făcut, n-a făcut ceva. Tu ai fost la instructaj? Da, m-am auzit tot. Bun. Păi și ce am zis? Nu vorbim aici. S-a disputat odată și e toată lumea ce are de făcut. Tu ce mișc oprim? Mă refeream că dacă el se dă jos de la volan, rapaz se fugă în timp ce se dă jos. Ce să facă? Se fugă. Păi cum să fugă? Ia uite ce ai în mână. Dacă au fugit, i-a alergat un pic, nu s-a oprit, trageți la avertizare. Dacă un singur foc de armă auziți, lângă voi sau înspre voi, în secunda a doua ați deschis focul, încercați să nu trageți la cap. Lăsați-i fără picioare dacă puteți. Da. Bun? Oricum se ține perimetrul de lângă mașină. Dacă nu se poate, lăsăm fără picioare, lăsăm fără cap și aia. Ideea este că dacă simțiți că nu se poate fără picioare, decât să vă puneți viața în pericol, dar ideal ar fi la picioare ca să putem să chemăm smurdu, să aflăm cine, ce și cum. Da? Acolo trage. altă persoanele pe care le găsim. Mersi, bratele, subscribe la ei, le duce decât echipajul care i-a găsit, îi duce la secție, rezolvă nu repede, foarte repede, nu stă prea mult și se întoarce, da? Pentru arme, pentru arme mari, stăm la secție cu ei. Rămâne în secție până ne strângem toți. Păi nu, la armele pe toate le confiscăm, atâta nu-i problemă. Bun. Timp nu le folosesc. Iar pentru arme mari îl duce în secție, lasă în celule și se întoarce echipajul. Păi și după ce strângem mai mult și ocupăm pe toți? Păi ce fac? Prind un om, mă duc la secție, îmi mergem toate echipajele acolo, aflăm ce cu el, iarăși plecăm, putem să pierdem 15 minute. Nu, păi nu, se duce doar un echipaj cu el la secție, cu respectiv. Și lasă în celulă și se întoarce la treabă. Păi aia, păi da. Și după aia, după ce terminăm toată treaba asta, ne întoarcem la secție. Ne întoarcem la secție și ne ocupăm de ei. Și dacă, să zicem, intervine o treabă din aia și pleacă din oraș, cât îl lăsăm la secție? Cum adică? Nu prea au voie. Nu au voie. Păi știu că nu au voie, dar să nu fac așa. Se duce. Ce fac? Nu vă bateți capul, bine? Da, da. Hai, Darius, ce faci, mă, că să-ți faci unghiile să moară familia mea, te pensezi? Ce faci, mă, mâncați ești pe tale? Alo, da, cum a venit imediat. Hai, mă, frate, mă, că stăm de aute, suntem 16, 17, cu 3, 20, cu 2, 20... Suntem 22 de persoane, frate, suntem 22 de persoane care stăm după tine, ești nebun. Hai că acum vine. Haide, hai că 29 suntem. Suntem 9, da. Unde mă suntem 9? Așa să nu mergi. A fugit 1. 2, 4, 6, 8, da mă, 9 eram. Știe mă să nu mergi. 9 și cu ei 3, 12. Mai mulți ca niciodată, sincer. O să fim din ce în ce mai mulți. Vă promit eu asta. Nice. Ia uite, cine a mai venit acolo? Uite, cred că ei sunt toți. E bine că doamna aia a venit fără cască în cap. Bonaș. Cine? Doamna fără cască în cap. Las-o fără, mă, e ok. Păi, ok. Cum vrei să-și pună mască? N-ai, mă, cum să-și pună mască, ce aveți? Mă duc eu să aduc două pistoale și reglanțe pentru cei doi. Hai să mă duc să-mi iau și o cască. Care sunt cei doi? Hai că plecăm imediat. Hai de pula mea, ce caldă ne-i. Cum stați, mă, cu asta pe apoi? Bă, e ok, nu. N-am obișnuit. Revin imediat, trebuie să pornești și-o pe TV-ul. Hai, pornește-ți pe TV-ul, porniți-vă ce aveți de pornit și mergem. Dați-vă drumul la camerele din piept care aveți. Acum, stați un pic, că îmi dă eroare. Scuzați-vă. Gata, am eu pornit. Ți s-a umplut cardul de memorie. Are toată lumea cătușe? Da. Să nu vă prind că ați fost cătușe cu arme mâini, da? Aoleu, n-am cătușe. Da, da. Bun. Deci aveți cătușe? Eu n-am cătușe. N-ai cătușe, bun, o pereche. Cine nu mai are cătușe? Nici eu nu am. Două și... Gata, mă, suntem toți aici? Stați să vină... Încă doi să aduc 4 perechi de cătuși și ne ducem. Stai așa că mă duc să... Te super dacă ți-l iau pe Roberto cu mine? Poftim? Vezi că ți-l iau pe Roberto cu mine. Ok. Voi mergeți pe alt echipaj. Haide mă că-mi pierd răbdarea, mă, mâncavaș. Mamă că ți le împărat. Te arde chelia, a? Păi leu, mamă. Bun. Încă o dată. Nu trageți decât dacă au început ei să tragă. Au deschis foc în secunda 2, trageți la picioare. Doar în cazul în care sunt prea mulți și simțiți că nu aveți nicio șansă, foc de voi unde și cum vreți voi, doar să nu pățiți ceva, bine? Ok. Încercați să anunțați orice. Vă dau un exemplu, dacă ei sunt 4 și au deschis focul, 3 dat jos, ultimul încercați să-l salvați în viață, nu știu, dați la picioare, chemăm smurd, trebuie să încercăm să salvăm minim unul. Haideți la mine cei care trebuie, care aveți nevoie de cătușe. Da. Știți după ce puneți cătușele, da? Da. Vă moși Q-G, fără arme, da, mâini, da, când puneți cătuși. Da, da. Mă duc că trebuie să arunc ceva. Care mai avea nevoie de cătușe? Eu. Vino cu aici. Bun, cu primarul și să vă dau discreție acolo, că nu stau să-mi bag capul cu toate prostiile astea. Vă moși Q-G, puneți cătuși. Băi băieți, dar asta era un save, mă trebuia să-și ia fiecare, nu stăm acum să facem chestia asta. Păi le-am dat, gata, le-am dus și le-am luat eu de save. Bun, suntem toți aici, mai lipsește cineva? Nu. Bun. Nu cred. Bun, a intrat cineva înăuntru. Filipul, cred. Să arunce ceva. Bun, Roberto, mergi cu mine, restul faceți voi echipele cum vreți. Vă aștept la poartă. Hai, Roberto, îmi pun la Oliver, bun, Darius cu cei doi nominalizați cu un Dodge. Oliver cu... Cine am zis că te duci? 56 și cu... Nu mai știu cine. 117. 117, vă duceți în jeep acum. Pot să iau și o jeep? Iar eu trebuie să, o să fiu, rămân cu 3 aparent. Că suntem gen 2 într-o mașină, o să fiu cu încă 3 mașini. Iau eu jeep? Luto, te mă tu, bradere, iartă-mă, dar să mor, că știu cine ești. Îți mulțumesc maxim de mult, bradere. Să rămână mult de donații. Te pup rău. M-ai și speriat, textă-ți, nu mai știu, bradere, fă-mi un remind, te rog. Roberto, unde ești, mă? Am fost și am urât cu civil. Am apăsat din greșeală pe mă. Acum dă-mă jos din capă. L-ai umplut de cătușe. Stai să dea băieții de aici să scoatem și noi mașina. Ha. Mersi mult de tot, bratele, donație, mamă ce m-am speriat, 15 euro, mersi mult de tot, Pluto. Bun, toată lumea se ține după jeep. Suntem gata de plecare, da? Imediat să scoată Lamborghini-ul. Aaa, gata, frate, mi-o știu, știu cum se curea. Jeep-ul primul, Dodge-urile la mijloc și Lambo ultimul. Mergem în coloană, nu depășim, nu nimic. Ar fi mai bine invers. Primul jeep. Eu sau primul... Păi hai că nu stau eu față. Hai, nu stau în mijloc. Lambo-ul în spatele jeep-ului. Și Dodge-urile. Lasă-mă că eu eram în ultimul, hai, plecați voi cum vreți că vă iau după voi. Nu vă băgați pe drum de țară atât. Hai, bani. Care claxonează? Te aștept, frate, înapoi pe server. Darius, nu conduci tu? Ba da. Ce n-ai badurat atât? Priți sirenele. Nu avem sirenele, niciuna pornită. Nu stați cu le pornite, doar când vreți pe cineva să trageți pe dreapta. Cu cod 0. Cod 0 toată lumea. Ai greșit buzunarul, băiatul meu. Păi stingeți luminile dacă e cod 0. Da, bradere, mi-am adus aminte, am și zis cu Secura, îți mulțumesc mult de tot, frate meu. Te pup. Băi, am nevoie de oameni în poliție. Mă aștept cu aplicații. Mi-am adus aminte, bradere, scuză-mă, nu se lega ceva și pe aia mi-am aminte, Secure, pădurar. La eu, te auzi. Ce s-a întrebat că n-am fost atent, scuză-mă, mi-au cântat lăutare în urechi. Gen, toate luminile oprite, le porniți numai când vedeți pe cineva să trageți pe dreapta. Dar cine pula merge cu sirena? Nu, așa se aude. Nu este nimeni cu sirena, nu e nimeni, dar așa se aude de la oraș. Se aude în gol, știi? Nu vă supărați, domnul chestor. Nu se bă chestiul, sunt fratele vostru. Vișinescu, Chelie, cum vreți voi îmi ziceți. Există anumite coduri de asistență pe care trebuie să le folosim atunci când vorbim pe stație, gen nu știu, zicem... Da, vezi că e pe aplicația aia pe Discord acolo. Păi da, dar nu găsesc anumite camere. Asta, uitam. Băieți, pe ce camere erau codurile? Pe aplicația noastră. Regulament intern. Auzit? Am auzit, da. Mă uit acum, să le văd rapid. În momentul ăsta sunt 50 de oameni pe server. Băi, Pluto, băi. Hai în poliție, băi. Că mi-aduc aminte de tine, frate. Nu ești puștan, ești ce trebuie. Știi să faci roleplay. Am nevoie de tine aici. Nici nu mai aveai pe joc extazii. Ultimul 200 și mai aproape de... Fratele, să mor dacă mai știu. De seama la câți oameni au venit și au plecat. Care cu designer? Nu, nu înțeleg. Împărțim două mașini într-o parte, două într-o parte? Eu o să iau înainte puțin. Ai greșit buzunarul, băiatul meu! Eu cu jeepul... Ai greșit buzunarul! Ultimele două mașini se duc în Sandy și primele două nu sunt astea. Trebuie să mergem în stânga. Ești golan! Da. Da, mă, bratere. Chiar n-am știut că ești într-o mafie, să-mi bag pula dacă am știut că ești într-o mafie. Și eu? M-ai strigat? Că primele două mașini, adică Lambo cu Doge să stea în Sandy și ce Jeep? Nu, eu momentan o să stau singur, caut pe viteză să văd pe unde sunt și o chem. Bun, atunci celelalte trei mașini vedem pe unde mergem și ne cheamă Lambo-ul dacă e. Giu din spatele jeepului, întoarcem aici în intersecție. 10-4. Știi pe ce mușchi ai locația, nu? Prin Sandy. Roberto? Ce anume? Știi pe ce mușchi ai locația? Să o dai repede? Nu. E mușchiul ăla, slash pun în chat. Facem un test de locație, nu vă luați după ea, da? Da, da. Ia dai. Slash, cum a spus? Slash P în chat. Bun, nu luați în considerare pe asta, vă rog, da? Anulați. Am înțeles. Nu sunt mai multe coduri de asistențe gen tip backup, dacă mă înțelegeți ce vreau să spun. În cod backup, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Purtături, gen... Backup-uri, gen, sunt mai multe, BK1, BK2, BK asta. Păi le-ai acolo, 10-1, 10-4, 2-0. Nu, nu mă refer la alea, mă refer la, mă rog, aia să întreb altădată, nu mă întreb acum. Las că le facem altădată. Da, nu le băgați în seama. Păi, Sandy-ul e gol. În spate. Oară, familia mea, unde e toată lumea? Per și Dusty momentan. Dar nu plecăm de aici cu mâna golă, credeți-mă. Stăm ceva timp, nu o să-ți... Și oprim pe oricine vedem? Absolut oricine. Pe rechiziție lor, mașinii, legitimare la ei. E ceva în față. A trecut acum cineva în față la service. Am găsit pe cineva acum, dar... A trecut cineva. Opriți, vă luați după el. O să mă uit în perimetru dacă e cineva. Fic perimetru. Mă uit eu după hotelul ăsta părăsit. Asta la spate. Dar tu ești singur în mașină? Vă și voi. în spate. Vă ocupați, da? De nu, bradere! A, gata, mă, extazi, știu, mi-aduc aminte. La hotel aici e liber? Da, e liber. 10-4. Nu te pula mea să ascult, mă, șobolanii. Și că era un bar prin peste liber, nu știu exact unde. Sau de fapt e o casă pe aici cu un subsol mai de best. Da, știu ce zici, dar nu știu locații, vezi acolo de pe aplicația de la noi. Și până locații și mergem la sigur, din informațiile pe care le avem. Hahaha! Bă, chiar sunt curios, nu știu pe Discord de ce mafie ești. Eu pedal să văd dacă se vede ceva. Mafioți, mafioți! De ce patru? Oare să fie stream snipe? Ar putea. Sunt pula mea că niciodată n-a fost așa gol. Poți să-i dai un delay? Am, da. Nu mai atât de mare. 2 zile, cât pula mea să-l dau? Ei, naiba, că trebuie să vin eu odată și odată. O să le facem din ce în ce mai des, oricum, fără protocoluri. 10-4. Aici e barul ăla de care ziceai tu, știi ce zic? Da. Nu, e unul mai fix în Sandy, pe lângă ghidul ăla turistic, pe lângă casa turistică. Ia frate mea, ia treci la Bolănuț. Vezi că e nărăvat și-a rău. Da, 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 stai neștit. Sunt maestru. Găsește unul din doge, unde e? Am văzut pe cineva, mi s-a părut că e cineva în spate. Probabil a picat orașul în cap. Gata. Să nu ți se mai pară că ai văzut ceva în spate, că în orice moment poți să-ți iei un glonț. Stai, dă-i după el. Aprinde girofarurile. Un singur echipaj din aici, nu venim de toată lumea. Sunt eu la 100 de metri. Sara. Sara. Te rog să cobori din mașină. Imediat. Mă, ce cauți, mă, aici? E salvare, e salvare, ok. Ce faci, mă, cât aici? Nu știam cine ești, hai, liberă, care mai vin pe aici, dacă s-ar putea să pe aia să nu-i percheziționează, naiba. Te rog să dai și la curăgite, nu m-am băs cu mașini personale astea seara în sângă, bine? Ok, mulțumesc frumos. Mersi și eu. Le-am trimis un mesaj să nu mai umble mașini personale pe aici. Că stăm să pierdem timp pe vrea. De aici e un bar. Și are și o intrare prin spate. Păi da, dar n-am nevoie să intrăm, frate, dacă n-avem mandat pe locație. Nu, zic că majoritatea oamenilor îți parchează mașinile în spate. Păi ia vezi. Da, doar eram curios. Nu e nimeni aici. Nu era, de obicei îți parchează mașinile în spate. Am mai trecut o dată pe aici și am văzut câteva mașini în spate parcate acolo. Eu cred că, cum am spus și noastră, cred că e un fel de Steam Sniper. Păi nu mai spune, mă, dumneavoastră, zic chiliezi, zanfirezi, vișinescu, cum vrei tu. Și din obișnuință sunt foarte respectuos cu oamenii, indiferent cum și prieteni și prieteni la fel. Nu... Suntem colegi și nu... Verișori. Verișori. 7438 de veri primari. Chiar și așa. Auzi, ia de înainte. A, și la service ăsta, și la bar aici, la LOG, care o intrare în spate, adică are un garaj. Echipaj 2, aici suntem la... Nu prea aveam voie să intrăm. Sus acolo, la magazin și la benzinărie. Ai dat locație? 4. Nu, 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 suntem aici, dacă venim pe cealaltă o să dăm locație. Suntem la Sandy-ul din Nord. Îți dau eu, frate meu, dacă vrei. Auziți, mă? Dar nu e treaba cu sindicat în seara asta? În față. Ia stai, mă, puțin, s-a dat... Ia același motor. Dacă e treaba cu sindicat, ce treaba avem noi? Verific pe mine. Să nu fie la ședință de sindicat toată lumea, am pula mea, suntem ca proștii pe aici. Călești căca în păr. Avem voie să o prinzi pe autostradă sau doar pe Sandy? Avem mandat pe Sandy și pe... Ok. O să moră familia mea dacă nu-mi pierd răbdarea. E mai gol ca... dracu. Avem informații despre locații de aici? Din zona asta? Da. Avem? Am eu. Mergem și pe acolo? E, mergem, normal. Bun, hai să ne strângem cu toți într-un loc și mergem peste locații unde avem informații. Chelie? La secția de poliție. La secția de poliție din Sandy să vorbim. Hai, hai. Chelie, aici, în dreapta asta, la casa asta, s-a întâmplat o crimă acum ceva timp și majoritatea oamenilor când au nevoie să facă treburi murdare vin aici. Ca să știi pe viitor, putem face un mandat pe casa asta aici. Bine de știut. Poftim? Da. Ți-am zis așa, că am trecut pe aici și mi-am adus aminte. Mergem la secția din Sandy. Da, 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 acum mă îndrept. Trebuie să am grijă că asta e cam incontrolabilă la viteza mare. Exact. Lamborghini nu mai a devenit. Venim imediat și noi, mai avem 800 de metri. Ați depăsat cu motorul că e tot același. Uși geamul, măti. Ia zi pe Oliver. Sau care știți de locații. Păi avem... Nu spui ce avem. Avem mandatul pregătit. Te urci în mașină și ne zicem după tine. Te interesează. Mergem la toate locațiile la care avem informații. Ok, haide. Ne ținem după jeep în cazul ăsta. Stai să vină băiatul ăla de la veciocul sau se pișe. Fiecare se întoarce la echipa lui. Ne întoarcem la jeep. Ne ducem după jeep. Vreau să conduc tot eu? Când ajungem acolo ne organizăm pe loc care... Hai de Albert, te pup! Ce trecu faceți, mă? Azi greatule. Jeep-ul sunteți bine? Acela africat ne canfilează de ceva timp. Ce anume? Despre stație. De ce mai rămas? Motorul ăla ne... Pentru că noi așteptăm să vină tovarășul. Haideți să așteptăm să mergem cu toții. Acum venim. S-a dus lambă pe undeva, nu știu. Trebuie să ne țin după toate echipele, că mergem la locații. A, ok. Nu, că am crezut că plecăm și de asta. Nu. Ăla cu motorul ce-i se plimba, că deja mă enervează. Ăla cu motorul l-am rezolvat mai devreme. Când ne cansulează și eu cred că o să dea informații mai departe. De ce pula mea? Dacă o singură dată mai trece poligonul, îl opriți? Era o lege în codul penal, obstrucționare, ăsta, eșecul, nu mai știu cum e, eșecul, nu mai știu cum era, mă rog, mă curc. Da, să ne obstrucționeze patrularea. Obstrucția unui oficer. Exact, exact. Ce frumos ar fi un jaf acum la Pacific. Păi bună. Indonești rău aia care o să dea, dacă o să dea vreo noi. Ce locație aici? Să pornească toată la girofarele. Doar girofarele. Nu este locația pentru armă? Sau cum a spus dumneavoastră? Probabil că da. Bun, câți agenți rămân aici la intrare? Unul cu carabină și unul... Păi, doar doi? Sau intrăm 3-4 oameni. Aș lăsa 4 afară și restul intrăm înăuntru. Hai, 4 oameni rămân afară, go. Hai, repede 4 care vor să nu stau eu să-i numesc. Băi, nu intrați, băi, stați, mă! Intrăm și noi frumos. Intrăm și noi frumos. Păi nu stă nimeni afară, toată lumea a venit la uși. Hai mă, intrați, mă, că stau eu afară. Bun, hai, să se ducă la mașina aia care stau afară. Gata, ăștia, hai! Ce-am făcut? Nu mi-am băgat arma înăuntru. Putu-ți arma, mătii. Avem niște scări care duc la subsol. Haideți aici la intrare. Hai, unul cu două. Liber, jos. Am găsit armament jos. Am găsit un depozit jos cu armament. O să-i... E o geantă plină cu bani? Tot depozitul curat? Noi dăm de bine informațiile de localitate. Ia uite vișine sclăci aici. De unde avem informațiile de locația asta? Nu? Nebunul știe. Nebunul lui? El e afară, vorbește pe radio. Ok, las să vorbesc eu cu el. Mă duc sus? Mă duc eu. Hai să mergem de aici. Ușor, că avem timp să ieșim. Nebunule, care ești? De unde avem informații de locația asta? Cum? De unde avem informații de locația asta? Păi, am primit aici cam mereu de la dispecera că se trage. Exact aici, în spate. Și uite de ce. O mașină venind dinspre benzinăria din Dusty. Păi și ce știm că se întâmplă aici? Păi... Se trage mult. Sunt altercații. Dacă se trage mult, înseamnă că sunt altercați și drept dovadă ce e jos. Liber. Bun, n-am găsit pe nimeni. Hai să mergem. Am putea să ne sunim și sus pe plătirea asta aici, că cei mai stau câțiva sus. Aveau timp să urce așa repede. Nu, poate ne-au fi auzit că nu veneam și de asta. Întoarce fiecare în mașina din care a venit. degeaba la casă de marcat, e la... Fix la 200 de metri. 200 de haide! Metri. 15 metri aici în față. Da, mie milă. Da, aici în față. Aia, eu nu știu cum. Sate. Toată lumea stă după mașini. Săraci. Săracu. Sărac. Adevărat. Alo. Alo. Să ia cineva plăcuța de la mașina asta de aici. O iau. Ce cineva să ridice magazinul în spate. Mă duc eu în spate. Mai ia-ți cu regreș. Rămân la mașină eu. Și din păcate nu pot să salv bâinile, că acum am optat magazinul. Dar cu cine ești înăuntru? Sunt singur, Dobru, sunt singur. E singur? Da, Dobru. Mamă. A luat eu numerele. Nu pot să ridic bâinile sus, Dobru. Să-i pună cineva cătușele, să-i pună cineva cătușele. Verificați în prejurări. Puneți-mi cătușele, că nu pare nicio mișcare și nu merge nici slash-ul la tastatură. Ce? Nu merge? E liber. Am lăsat mașina aici. Nu, că era cineva în magazin. Era cineva în magazin. Da, da, da. Gata, gata, calmați-vă că l-am prins. Era singur. Mai e loc într-o mașină? Da. La noi. Luați-mi voi într-o mașină și... Cineva să verifice... Ce să verificăm? Ce mă, că e singur ăsta, mă lăs. Olă, Dobru. Borbagaj. Mamă, știi? Că știi unde eram? Să moară familia, eu eram peste drum aici. La fix ai dat java. Vedeți că se apară în buzunar peste un interval de timp. Da, știu, știu. Vină 2 secunde. Ia zi. Are un telefon aruncat pe acolo și o trosă mică. Când ai ajuns acolo în față, mai umbla în ale? El, da. Mai umbla, nu? Da, mă, să-i apară mai târziu, știu eu. Păi și cum a terminat atât de repede? Păi n-a terminat. De-a terminat. A venit alarma și a și terminat. Nu poți să te oprești din a scoate bandă în casă. Păi tocmai că să-i apară mai târziu. Păi da, dar asta nu e de la... Asta nu e tot ăla de... Ala. Păi am dat eu niște bani mai devreme. Erau mulți, erau mulți. Ia să vedem. Ia vedeți, mă. A trecut o mașină acolo. Mă duc eu tare. Ia după el. Hai, echipajul care l-am dat din mai repede. A, oleu. O, oleu. Păi și cu ăsta ce facem, o lăsăm aceea? Bă, un echipaj să-l ia pe ăla. Hai că-l iau eu mașină. Noi echipajul high speed mergem spre mașina care a trecut prea mare. Căutați audio ăla negru. Ai o șorchelie că ne ducem dreac. Ei, acum unde s-a dus? Încercați voi mai multe echipaje în Sandy, că nu știu exact în ce direcție s-a dus. Uite unul în dreapta. Și are și mască, cred. Avea, cred, și-a dat-o. Du-te cu urmă jos, doi direct. Stai pe loc, stai pe loc! Nu le-ai sus! Ce cauți aici? Am fost cu motorul, mă plimbam și eu pedal, s-o stricam mai încolo și am venit aici să-mi iau mașina. Uite unde e mașina parcată aici? În pustietate. De ce e mașina parcată aici în pustietate? E la mine, domnul, eu sunt miner. E miner aici. Bun, avem mandat peste tot Sandy și toată zona asta. Asta seara o să fi supus unei percheziții, trebuie să treci cu fața la mașină. Treci cu fața la mașină. M-ați mai percheziționat odată, în regulă. Tu ești la cu motorul? Da. Ăla cu motorul avea părul lung, o bluză albă și cu mâneci negre? Lasă, nu faci. Bun. Eu avea două jachetă cu mâneci negre. Ok, nu știu unde pula mea, și că a intrat în pământ să-mi bag pula. La cât începe părgiul? Păi de acum un toreg. Nu, Sandy n-am găsit absolut nimic, nu doar audio, nimic. Păi, la cât începe așa numitul eveniment pe oraș? Sau este în seara asta? Că nu mai înțeleg nimic. Păi da, nu a mai fost de câteva seri, evenimentul ăla. De câteva weekend-uri n-a mai fost, tocmai de aia. Da, ăla când... Păi și s-a anunțat la seara asta? Nimic nu s-a anunțat. Bun, deci nu avem. Ok. Păcate. Nu, e ok asta, a intrat aici. Era o dubă acolo, în spate, mi se pare, la benzinărie aici. Da, era autorul lota asta. Era lota asta și mi s-a părut creau după. Dar nu e. Orice se spune, ne întoarce și ne uităm. Avea cineva acolo de la geafă. O să moară familia mea, dar mă enervez rău de tot. Dă-o în pula mea, nu e nimeni. Deodată a intrat toată lumea în pământ, fix acum. Cât ținem acțiunea asta? Bă, am zis că nu vreau să plec mâna acolo de aici. Știați-vă în Dusty, aici, pe mi stânga. Hai să mai stăm ceva, că sigur o să vină. Da, am întrebare, la cei care găsim câte ceva le dăm amenzi sau gen secure, cuțite? Adică, nu, armele albe doar le confiscat. Armele albe, dar doar le confiscat și atât. Ok. Nu le-au folosit. Măi, aici, în dreapta, ce e, aeroport? Da. Să-mi dau pula de știam. Aici e... Dacă mai vedeți un toareg gri, ficat noi, dar... Dacă îl vedeți mai târziu, îl mai apuțează. Se ducem spre autostradă. O să mor de știam că e aici, frate, deci, în alte serii era plin de mașini în zona asta, acum nu e absolut nimeni. În față nu mai e nimic, nu? Ce anume? În față mai e ceva? Trebuie să mergi pe exact, nu? Aici, pe aici, prin zona asta. Cred că era o casă abandonată pe aici. La unor veri. Mai mulți. Să moră familia mea. Am zis salut, colegi! Oho, te pup! Unde ești? În paletă. Vine un Sandy, te lipește de un echipaj. Îmbracă-te în țias. Făi de pula mea ce mă rivează mașina asta cum face. Fost în seniul de nord? Am fost eu acum, dar... Ce acolo? Ce acolo în stânga? Avea un camion? Unde, tată? În stânga... aici. Unde... Dacă te uiți așa, se vede un camion. Păi... Gen pe munte acolo, mai pe lângă munte. Păi și cum intrăm noi acolo? Nu știu, dar l-am văzut. Auzi? La secție o să revin. Unde sunteți băieții cu Dogiu? Da, dar noi nu avem cum să ajungem acolo. La parcul ăla zici tu, nu? Da, nu ți-am seama dacă e un camion abandonat sau dacă e chiar un camion adevărat. E ceva abandonat acolo. Nu prea am cum să intru cu păcatul ăsta pe aici. Nu e nimic. Era camionul ăla din dreapta, am crezut că... Cred că el e abandonat în pula mea, că nu l-a abandonat. N-am mai văzut și ceva prin oraș. Dar o mașină în gură pe aici. Ai grijă că... E rupe la dispecerat acolo. E rupe el de sus. A trecut acum un McLaren... Unde? Spre ce? Putem să se duce spre autostradă. Uite-vă după la cum s-a oprit. Nu e problemă, am eu mașina fix pe mijlocul drumului. Coboră din mașină. Rămânem în Dusty Sandy, dacă aveți nevoie de ajutor ne chemați. Bun. Avem mandat asta seară peste oraș. Ce-a făcut? Avem un mandat asta seară peste oraș. Am avut foarte multe reclamații asupra orașului. Până la ce oră e emis? Până la ce oră e emis? Da. Până la 23. O să te întorci cu fața la mașină. Ocupați-vă încolo, vă rog. Bun, în mașină aveți ceva? Sunt și eu, nici n-am portbagajele, însă vrei să se mită în portbagajele de un kil dat în capul plăjii. Sunt că în capul un kil maxim, nici dacă las mai mult, până în fără mă duc cu tot cu mașinii, știu. Bă, ce faceți, mă? Bun. Dați-o mașină unde vă duceți. Ne-am tras un pic pe dreapta să vedem dacă este cineva pe strada asta. Mi-am pregătit pistolul. Niște un pic pe radio. L-ați prins pe ăla? Văd că aveți aici, aveți niște cătușe, niște saci de gunoi, un cuțit și o rozetă aici aruncată. Normal, tot e un motiv, îți dai seama. Care e motivul? Nu știu care este motivul. Se uite cineva și pe bancheta înăuntru. Hai dacă mă uit eu. De ce folosiți acea rozetă și acel cuțit? Nu, cuțitul l-am luat în felul următor, este un cuțit nu de vânător, este un cuțit de bucătărie pe care l-am luat unul de mult, m-am dus la iarbă verde. L-am luat pentru a aminti niște pate pe pâine și l-am uitat în mașină. Și rozeta? Și rozeta? Cum să nu? Rozeta toată. Rozeta a fost luată de la, cum se cheamă, cineva din o cunoștință, cum s-ar zice. Bun, și mi-a zis, bă, iau pe asta, dacă e de ceva, eu unul practic jobul de taxi. Aveți și o bătă de baseball acolo în spate. Să-mi și furcă tot un motiv. Așa, mi-am dat-o prietenul meu, mi-a zis că băi, dacă mai faci taxi, știi că am avut o dată o problemă, am depus și reclamație. Făceam Uber și mă casi și purata motor și văd că are parma pe mine. M-am speriat tot. Ce să mai zic? Unde ai făcut reclamația asta? Am făcut-o la secție. Da? Da. Păi ce dată? Că putem să verificăm lucrul ăsta. Fiecare cere să înregistrează. Mamă, păi dă-mi... Eu căzut orașul, în fapt. Nu înțeles. Tot ce înseamnă obiecte legale confiscăm, nu aveți voie cu ele. Dar ce există poliție în oraș? Poftim? Nu aveți voie cu obiecte ilegale. Se vor confisca. Păi ce e ilegal? Nu, o să le iau de aici din... Păi cum adică cuțitul stă în sertar în bucătărie, rozeta aia... Nu suntem în oraș. Eu nu cred că te duci cu McLaren la iarbă verde. Păi nu, că ți-am zis că am uitat-o aici, nu a fost nimic. M-am dus pur și simplu la iarbă verde atunci și m-am dus, am împărcat-o la stradă și aia a fost. Altă mașină nu aveam în garaj, ce vrei să fac. Și băta de baseball, bănuiesc că joci baseball, nu? Dacă tot. Desigur, vezi că am și cu un tricou de baseball. Da, Arving, e basketbalist. Asta zic. Cum e basketbalizorul ăsta, ieși un pic. Care Arving e basketbalist? Cred că nu te uiți bine la sport. Și pe spatele tricoului scrie NBA. Ce unde scrie șiful NBA? Stai pe spatele tricoului, dar jos și vezi să scrie NBA. Și ar veni șiful. Crezi că conduceam la meciul de baseball? Crezi că mă duc acum la meciul de baseball? Păi și-ai spus că te joci baseball și... Păi mai știu baseball, dar nu mă plin cu tricou de baseball peste tot. Ăla e special pentru meciul, ăla e echipă. Ok, scuze. Data viitoare veți fi sancționat. O să iau și băta asta de baseball aici. O să vă rog să luați și un buletin și îi scrieți în sistemul meu că a fost găsit cu arme albe asupra dânsului, da? Desigur, desigur. Iei tu un buletin, te rog, și îl scriem în mașina care ne calculă acolo. Sigur, sigur. Adică pe un buletin, vă rog frumos. Momentan nu îl sancționăm, nu-i dăm amendă. Auziți? Domnul Sile chinezul. De cum să nu, domnul? Da, domnul Sile. De 2 secunde. Porți-ți buletinul. Mulțumim, sunteți liberi. O seară frumoasă, vă doresc, la revedere. Hai, corect. Bagă-te în dreapta. Ai numărat CNP-ul, da? Da, cum? Bun. Vezi că ai butonul... Doamne, butonul acolo, pe tastatura, laptopul ăla din mașină, F1. 2 secunde, că vorbesc să zici, n-am auzit. Mă spune de te rog frumos. Cu butonul ăsta din dreapta, de la laptopul din fața ta. Deci eu am un părbăgaj și așa. Ai butonul F1, apasă-l. 6 pe repetușe, un cuțit, o bătă de baseball. Stai să termin și apustați. 5 saci, nu știu la ce ar trebui să, dar i-am luat pentru că erau murdari. Să vedem dacă au ceva... Astea toate confiscate, nu? Da. Hai că mi-am oprit eu puțin stația, mă auzi? Colegul? Robert? Gata, acum am eu. Bun. Ți-a apărut un meniu ora? Da, mi-a apărut. Bun, și ai acolo cazuri, dar nu dosar penal, și la cazuri scrii pe CNP-ul lui cu ce a fost găsit în urma la ce. Ok? Ok? Da. Bun. Mă ocup, mi-ați. Hai, conduc ușor. Bă, mă, cât mi-aș fi dorit un jaf să moară familia mea la pace. Unde vă aflați? Dacă până acolo adaugă caz, nu? Da, exact. N-am văzut acolo că mai scriau ceva legat din sumă de plată sau ceva genul, alea amenziile pe care trebuie să le plătească acolo la secție? Ăla și-a luat dosar penal, 2 dosare penale acum ceva timp. Și din câte știu eu mai are vreo 2 zile, după nume, că am auzit când e numele. Dacă nu plătește în 2 zile, o să-și ia închisoare pe viață. Am înțeles. Da. Au trecut 2 mașini. Unde? Dați voi, da. Dați o locație repede. Eram noi. Ah, bun. Eu sunt singur. Stai să-mi presionez de la stație, las decât vocile. Știți să te oprești în lectura stație, nu? Fără voci. Adică să lași vocile, dar să nu mai auzi bipăitul ăla. Robert. Unde vă aflați? Eu mă duc înapoi spre Sandy, am fost în Dust. O lângă, spre Dust. Hai că te aștept la... poliția, Sandy. Păi da, dar nu mai am loc în mașină. Așa, gata. Scriam cazul, eram atent acolo. Între... nu știu, Dodge sau ce? Da, știu. Se-s 2 sau se-s 3, voi mașini. Suntem 3 noi. Da, eu o las, așa că... și în Dodge? 4 Dodge. În cape, dar o să avem probleme dacă găsim un suspect, că nu avem cu ce să-i luăm. Chemați pe cineva dacă găsiți ceva. O să mă duc eu, așa, că nu e problemă. Sau dacă chiar e nevoie, un agent cu mine și luăm 2 mașini ca să fie... pentru suspecții. Hai că te duc eu cu el, că n-are cu cine să merg. Îți aduc eu un băiat. Ok. Dar nu mergi cu mașina aia. Păi nu. O bag la buzunar. Eu am rămas singur momentan. Băi, ce faceți? Rulăm. Ce facem? Noi patrulăm momentan, mai stăm o leacă, vedem. Dacă în 7 minute nu mișcă, ne plecăm. Cum? Dacă în 7 minute nu apare, ne plecăm. De ce patru? La cât avem mandat? E o oră exactă, depinde când plecăm, când decide Vișinescu. Avem aici un sendiu de sus, un Lamborghini, cred că este un Lamborghini Murcielago. Este în magazin, hai, nu o să-l prind după ce este în magazin. Mă aude toată lumea? Da. 4. Bun. 4. 10-4. Bun. 10-4. Eu o să-mi opresc stația imediat, ne vedem la secția din... Ne vedem. Ne întoarcem toți în paletul, stăm în patrulăm prin paletul, că aici nu e nimic de făcut, da? 10-4. Am găsit acum o mașină. Un Lamborghini. Unde? La un magazin de haine. Bun, ocupați-vă și pe ne vedem în paletul. 10-4 mergem în paletul. V-am pupat, ne vedem acolo. Dacă mă duc în paletul, nu e nimeni nici în paletul. Nu putu-ți gura, mătii! Sunteți bine, dar nu? Ai noroc. Nu știu ce pula am patinat și m-am lovit puțin. Ia vezi, mai poți să plec cu ea de aici? Desigur, cum să nu? Eu știu, un control, să nu pățesc dracu ceva pe drum. Desigur. Dacă deschid... Da, nu pot să... Nu. Vezi, dacă am vreo eroare în bord ceva, că nu prea mă pricep. Pușcărie și eu te iubesc, băi! Ce fă o pușcărie al meu? Da, te aud, te aud. Vedeți cum băiatul noastră a căzut din cer și a lăsat mașina la acolo la... pe drum, pe undeva și am dus la poliție înapoi. Ok, ok. Mă duc eu acum după el. Mersi mult de tot. A, păi nu, că sunt cerul în mașina. S-am băgat-o în garaj deja. Ah, ok. Cât trebuie să plătesc? Nu trebuie, domnul, pentru așa ceva. Fie că a fost o problemă ceva pentru un creieraj al lui, poate. Am înțeles. Bine, frate meu, mersi mult de tot. Dar ce căutați pe aici? Că poliția prin paletă nu prea este. Păi am avut niște treabă aici, acum aducem toți în paletă. Da? Da, da, da. Hai, te pup! Oriunde sunt la poliție. Da, păi, da, arată... da. E frumos rău. Mișto. Hai că mă duc în paletă, mersi mult de tot, bradere. Te pup, te pup. De ce pula mea te-ai culcat așa târziu? Ce dracu ai făcut până la ora aia, mă, nebunule? Toți. Ăla alb? Bag eu după ăla. Du-te, hai pe el peste și alții. Ăsta cu P-ul ce e cu el? Ai unul cu McLaren. E în fața mea. Oprește-l. Toți păi sunt singur în mașină, în pula mea, cum să-l opresc? Suntem pe banda cealaltă. S-a aruncat unul din mașina lui, mai în spate. Ce-a făcut mă ăsta? Dar ce-a făcut ăsta de... Că l-am mai oprit eu odată pe ăsta. A făcut ceva? Ce mă vorme să mor, mama, mă uit din 5-5 minute să mor, dacă pe mine merg cu 150 cer, măi. De ce vă tot întorceați să ne blocați să nu înțelegeți? Ce mă întorceam și fulă să mor, cea mai scumpă casă merge. Păi dacă veniți 7 mașini de poliție, ar trebui să stau să vă fac să vă blochezi pe acolo. O să mă tur pe sensul celor să plec, să nu vă încurc, dracu, ești bun. Dă-i drumul de aici, momentul ăsta. Unde e ăla cu jeep-ul, vreau să știu. Bine. Uite-l în spate. Nu, nu, era un jeep al pe care îl urmăreați. Un coleg să vină mai... Un coleg să vină aici, mai e unul pe jos. E rănit. S-a aruncat din McLaren. Unde e, mă? Nu te-l vezi pe ăla din McLaren, tu, mă? E aici, uite-l în fața mea. Ce-ai cu ea, că nu e nimeni? Urcă-te în Lamborghini care ești acolo. Bă, voi vedeți pe cineva? Uite-l. Lasă-l jos. Într-o dată s-au strâns mulți când urmăream X6-le ăla care... Zic că ăla cu McLaren-ul e suspect. Ce-am făcut? Se învârtea pe aici, pe autostradă. Încerca să ne taie calea. X6-le s-au dus în față pe autostradă, nu știu unde. De ce mi-ați dat? Ce-am făcut? Am zis să ridici cu mâinile sus. Pe ce să ridicăm mâinile sus? Că e rupt în două, pe zi din mașină, ești nebun, știu? Ce-i cu locația? Sunt în urmărire cu mașina albă. Hai la locație, hai la locație. Putește, nu? Venim doi echipaje la locație. M-auziți? Da, ce ai pățit? Permiteți limba franceză? Nu. Mă rog, cu Corleone mai sunteți? Da, 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 da. Corleone? Care-i Corleone? Da. Vine înapoi spre Sandy. Da, sunt. Suntem noi acum, încercăm să-l blocăm pe banda cealaltă. A căzut din mașină asta, în pula mea, din mers. Am ajuns la locație. N-avea centura pusă, nu s-a lovit și l-a aruncat din mașină. Cheamă-l pe ăla asta, ține-a. Haide, urcă-te în mașină. Pe banda cealaltă noi. Traseți cum ar veni. Cați sus la baraj. Mă, să moară familia mea, cum am zis eu că plecăm, cum am făcut acțiune, cum? Explicați-mi și mie. Asta am zis și eu în mașină, fix asta am zis în mașină. Ai zis că bag la pariuri. Cați dacă mi-a urmărit ceva. Dar unde v-ați dus? În Los Santos? La baraj, dacă știi, în Los Santos, pe acolo, în zona aia. Noi avem un domn care are un pistol, el o să mergem acum la... La secție, la Incendiu. La care e prima unitate în urmă. Care e prima unitate în urmă, să mai zic că și el pe stație pe unde e, sau se dea coduri. Coduri, se dă coduri de la domnul, știți voi, cine cu D. Mai vreau locații. Mi s-a buguit GPS-ul în toată harta, mă, bă, băga mea și pune aia de harta. Cinte echipaje? Mă, dar sunt multe locații pentru că aici GPS-ul ăsta e cam vechi și nou. Îi ziceți pe stație, mai exact unde este, ziceți niște puncte de repere. La baraj, la baraj. Ați prins pe cineva acolo? Urmărim pe cineva de ceva timp. Dar eu am cum să ajung cu Lamborghini acolo? Nu. Dacă îl urmărim de ceva timp, avem voie să tragem un glonț de avertizare? Puteți să trageți la rost dacă nu are peste 60-70 la oră. 10-4. Ați auzit, băieți. De baraj? Ce anume? Asta la urmărire, zic. Eu n-am cum să mă duc acolo pentru că sunt cu Lamborghini, n-am cum să urc. Întreba cel care era pe unitate dacă a trecut de baraj. Cred că da. Răz, băieți. Bucați odată. Bă, că mi-aș pula să-mi bag. Hai, băi, că mă duc în pareto, pe pub. Salut. Nescu, am aici pe domnul care l-am prins cu pistolul, zice că are un permis de portarul. Unde ești? La secția din Sandy. În Sandy? Hai că prin acum, mă duc. Am spart roata, veniți, vă rog. Din câte știu, nu are nimeni permis de portar. Nu are nimeni permis de portar, mă, în orașul ăsta decât poliția. Dacă l-are, e furat, e fals. Orașul nu eliberează așa ceva pentru civili, pentru nimeni. Auzi, colegă? Da, da. Mașină în perimetru, mașină în perimetru. Știasele pe care îl urmăream mai devreme. Da, să mergem după el? Zic ăla, de aici că are picioarele plecat. Trebuie să-i verific pe bagaj. A plecat. Mă duc după X6? Da, da, lasă. Lasă-l, e bine că a plecat. Bine. Veniți în perimetru. Avem și noi verificate în baza de date un CNP. Doamne, pușcărie, ce nebun ești! Te-ai împachetat aseară să mor, te pun, băi, Miruna. Pistolul e acolo, uitați acolo jos, în partea dreaptă. Acolo jos, acolo unde pipăi zona asta cu degetele. Vezi că e băgat acolo în buzunar. Ah, ce m-am urțit. Auzi-mă pe pușcăria al meu. Da, taie, te pup, băi, tătăiță, chiar mă întrebam 2 ore și ceva live și n-a apărut tătăița al meu, mă. Bun, o să mă duc să verific ce fel de pușcări este. N-are nimic, niciun cazier, nimic. Am verificat, recoltă de cereale, e fermier. Dacă nu mă înșel, domnul are permisul confiscat. Chiar astăzi l-a confiscat. Păi stai puțin, ăsta e la deșeitul care permis de portarul? Da. De unde mă duc permis de portarul? Eu? O să mă duc să verific pistolul. L-am luat, domne, cum să nu? Da? Testul psihologic. Păi ești nebun? Să mor în familia mea, păi cu cine l-ai dat? Eu? Cu medicul am dat testul psihologic. Da? Care medic? Bucone, că uite care e treaba, în orașul ăsta nu există permis de portar, mă, pentru voi. Singurii care au permis de portar, mă, sunt gabării. Am înțeles. Și atâta tot. Zic care-i treaba cu... Te-ai băgat singur în căcat. Zic care-i treaba cu permisul de portar, mă. Păi eu știu că mi-a zis unul căcică să îi dau nu știu câți bani, că îmi face el permis de portar. A zis că s-ar putea să aibă copii pe telefon, din câte zice el. Că avea în mașină și care pe telefon. Adică... Poate ți le arată, nu știu acum, ăla m-a băgat în căcat, că ăla mi-a zis... Păi nu, te-ai băgat singur în căcat, că ai spus că ai dat psihologic cu medicul. Mergem și la spital să vedem cu ce medic ai dat tu. L-am dat, da. Păi cu cine ai dat? Nu mai știu. Nu mai știi? Poate după voce știi? Măcone, de la cine ai luat tu permisul ăla de portar, mă? N-am. De la ce gabăr? N-am niciun permis. Nu. Așa nu merge. Nu, vă jur că n-am nimic, puteți să mă verificați peste tot. Vreau să fac vreau să aflu mai multe detalii despre băiatul ăsta, casa lui, ceva, pentru că ceva ascunde. Și mi-e tare teamă de la fură de la vreun coleg. Nu, mi-am zis așa, poate mă lăsați în pace. Aha, aha. Te-ai băgat în căcat, acum asta și superă. Îmi place despre tine. Continuă să vorbești, că dai singur de acolo. Zi-mi ce poți să-mi zici. Nimic. A, nu mai poți să vorbești? Ce să vă zic? Ce cauți cu pistolul la tine? L-am luat și-o de la un băiat să mă apăr în caz de vine vreun mă fură să... De la cine? De la cine ai luat? L-am găsit la... mi-a zis un om. Ce om? În negru. Mi-a zis că... m-a întrebat într-un colț de stradă, uite frate, de astăzi arăt ceva și am zis bine și uite, mi-a arătat armele și am zis, ia zi, te interesează și... Mihaela, te pup! Mamă, tătăiță, ce seară brută de pescuit ai! Era îmbrăcat într-o geacă neagră, era full negru. Și cum vine lumea așa, la colț de stradă, arme, dar în pulea, random, așa? La colț de stradă, în Los Santos, pe undeva. Bun, aș vrea să-i dați și casca și cu ochelarii jos, ca să-i pot să facă o poză pentru buletin. Mai are arme la el? Noi le-am luat. Dă-mi coace cheia de la cătușe. Îmi dați, în rest, nicăieri nu mi-a dat. O să aduc aparatul. Bun. Să-ți dai și tu alea jos de pe cap și de la ochi. Poftim? Ce-i cu căscuțea mea? Ce-ți fă, Mihailo? Mi-e cam somn, tu? Asta e ieri, pă, domnule. 20 pe aia. Sau imediat. Stați-o. E de-aia de-o să ascultăm o să... Casca și ochilare. Le pui acolo pe pat pe toate. Ok, stați-o. Zic că ne-i treaba cu pistola. Îmi dau și asta jos? Tot, tot. Ți-am zis, domnule, l-am luat de la un... v-am spus, domnule, l-am luat de la un om îmbrăcat în geacă neagră, care era într-un colț... Merge treaba ta, taie! Trage peștile, trage! M-a întrebat dacă vreau ceva. Nu mă credeți, eu vă spun adevărul. Bun, hai cu spatele la perde, cu fața la mine. Îmi spui cu pistolul ce serie are, dacă e de la noi, dacă e din altă parte. Da, o să vă spun imediat că mi-am scris amendea, domnule, am trecut în bazate și acum să-i fac și o poză la buletin pentru că nu are. Haideți cu spatele la perete, cu fața la mine, domnule. Ești tu dulce, Miha, te pup, mersi mult de tot. Mamă, ușor, domne, că mă doare, ma. Ușor, domne. Are nervi, are nervi. Asta este. Ia uite, dai și cu aparatul ăla de pământ. Ai părțit tu. Rup aparatul, domne, să știți. El, mă, nu tu. Nu el, păi, rupe aparatul. Hai să vedem ce zice colegul de pistolul ăla. Ok. Poți să pun înapoi casca? Nu. Aoleu, tataie, păi ce faci? Ai cor cu tine? Nu-mi place, că vedeți, am părul alb așa din ascare și... Așa. Ce se întâmplă? Haide, băi, colegul, unde ești, mă? Bun. Șaeripipap, șaerip, șaeripap. Bă, că sunteți fericit că m-ați prins. Așa sunt eu fericit mereu. Ești invidiat pe fericirea mea? Da, l-am prins cu ochii închiși. Mi-ar plăcea și... Haideți, domnule, din nou să... V-am prins cu ochii închiși. Trebuie să vadă culoarea ochilor, nu se poate. E mov. E mov? E mov. E multe culori atunci, nu? E multe culori, nu știu. Da. Ce te prinde ținut asta, colega? Mersi. Să moră familia, scoate toate formele în evidență. Ești mândru, a? Ești mândru. Poftim? Ești mândru de nevastă. Ce oftești așa? Pe cum să nu? Sunt, vai de pula. Păi, îmi pare rău că mi-a dat jos ăla casca. Cine, mă? Ăla mi-a dat un pumn ăla dinăuntru, da. Băi, de ce ai dat în colegul meu, mă? Eu? Da. Sufer de o boală, se numește... Frica de poliție. Și aia, dar nu, că nu am dat intenționat. E... am un reflex de ăsta așa, e nebun, adică mâna mea uneori și picioare și gâtul se mișcă așa, incontrolabil. Mamă, bă, m-a luat și pe mine să moară familia, parcă. E o boală, cum să... ăla, e un fel de sindromul Tourette, vă rog eu... Ia vezi, colegul, să nu dea cu bastonul. Nu, vă rog eu, domne. Băi, nu pot să mă conturez, mânca vași pula voastră. Dă-i, Trebuie să te eliberezi. Mă, s-a ferit, mă. Nu, mai vă rog eu, domne. Așa da, mă? Da, ceva de genul, ceva de genul. Nu, dar a dat mai la stânga un pic. Și eu mă iau cum arată-mi tu. Uite, uite, am dat în greșeală, domne. A venit aici, domne, uite la mine, uite la mine. Rău frumos, stai la mine. Era așa, s-a dat jos din mașină și uite, a făcut așa. Mamă. Vezi că ai dat cam la ureche, trebuia să dai mai în față. Mai de dată, mai bine. Întoarce-te pe o laterală. Așa, acum mai bine. Gata, gata, gata. Ăla-i. Mai vreau. Cam atât ca să nu mai dai. Nu mai dau. Le-i dai tu casca jos, colegul. Bine-l, dragul. Te-ai vindecat? Ești fericit, mă, acum? Da, 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 sunt cel mai fericit. Iar tu cealaltă cască când dai una, când scap de aici. Să-l cauți să dai cască. Gata. Nu mai fi supărat. Gata, nu mai sunt. Hai bă, dar ce facem mă, l-ați zăpăcit cu toate calculatoarele? Bă, ești IT-ist, mă, ce ești mă, tu IT-istule, unde ești mă? Moară familia mea, dacă n-am umblat asta în toată baza de dat. Ia mai explică-ne și nouă aici cum s-a făcut asta cu pistolul tău. Doamne, de-am vrea să vorbesc cu domnul Chirios, mi se pare mai simplu. Da, pe vorbește. Zic asta aici, ca spune. Deci, domne, deci hai să vă explic, iar am tură seara în Dusty, da? În spate la un ghetto. Lasă-l să vorbească, lasă-l. Păi nu, așteptați până la capăt. Eram într-o seară într-un ghetto și l-am văzut, adică nu l-am văzut, el m-a văzut, eu mergeam pe stradă, mă duceam spre casă și el m-a iat într-un colț. Sau tăiță să vii să facem o saramură, vrei cu ce primi. M-a zis, ia zi, vrei să-ți arăt ceva? Eu așa, în mintea mea, am zis, bă, ce poate să-mi facă? Că era mai slăbănoc așa, dar era negru, îmbrăcat tot full geacă și am zis, bine, frate. Să-mi deschizi geamul, coaie, nu. Și mi-a arătat. Și m-a dus, mi-a arătat acolo, avea niște pistoale și mi-a zis, ia zi, frate, îți dau ceva? Și eu, prost, că am vrut să mă apăr, că mă violase niște oameni în trecut, am luat pistolul. După care mi-am luat și câteva la glanțe, bineînțeles, și după care, după câteva săptămâni, că el îmi dăduse numărul de telefon, l-am sunat să-l întreb dacă mai are niște gulanțe și mi-a zis că da, și unde ești, și că e în Los Santos, adică el se schimbă așa periodic. Auzi? Dar numărul de telefon? Numărul de telefon, mi-ați luat telefonul cred că e în celălalt sau cealaltă cartelă, dar cred că l-am pe acolo. Am păi bun, nu te acum telefonul și ne dictezi aici. Domnule Chelboz, văd că îți face semn, colegul. Ia zi. Să mă uit dacă... Vedeți, domne, că dacă nu... Bun. Uitați aici. Seria de la pistolele noastre pe care o puteți acolo la calculator este 23, 94, 69, da? Seria de pe acest pistol este aceeași. Bun. Și glanțele sunt de contrabandă, au mai fost găsite glanțele acestea în cantități foarte mari și sunt același tipuri de glanțe pe acea serie. Glanțe nu-s de la noi. Nu, sunt de contrabandă, sunt foarte... Sunt de-aia noi, adică noi avem glanțe un pic mai vechi și am mai găsit din astea, am mai găsit foarte multe la indivizi și le-am confiscat. Bun, hai să vedem cu el. Neagră, pantaloni de-aștia ca ai mei, față ca, nu ca mea, așa, barbă. Dă-i telefonul, mă să-l sune. Nu l-am în telefonul ăsta, cred, sau să verific. Nu l-ai în telefonul ăsta? Bun. Verific. Deschizi caz 24 de ore din momentul ăsta, dacă mi-au toate datele de unde are... Bun, o să scrie. Nu l-am aici. Stai liniștit. Iau, dar nici nu te-ai tot. Din momentul ăsta ai 24 de ore. Băi, permis ăsta... Se confiscă și de amendă pentru armament. Bun. Se confiscă pistolul cu gloanțe cu tot. Ai 24 de ore să te prezint la secție să-mi aduci toate datele de unde ai cumpărat pistolul. Și iau și eu legătura cu el să văd care e treaba. În caz contrar, vedem declarațiile lui dacă se pupă cu aretare, vedem ce se întâmplă, deschidem ancheta. Ăla e un pistol de poliție, știai? Nu știam așa ceva. Nu știai? Îți spun eu. Ai intrat în dita, ai căcat. Din momentul ăsta anchetă deschisă în 24 de ore când te vrei simți, ai direct dosar penal. Bun? O să încerc să dau de el dacă... Nu mă interesează. Eu zic să încerci să dai tot afară, că ești până la gât încăcat. Și dacă te acoperi de tot, te duci și mult. Eu cred că mă omor în seara. Eu nu am nevoie de dovezi, mi-aduci datele lui, îmi spui ce ești despre el, nu-ți cer să inventezi tu lucru sau îmi spui clar. Uite, ăsta e numărul, că ai, cu gura ta ai spus că ai verificat la telefon, da? Bun, îmi dai numărul de telefon, mai departe mă descurc eu. Dacă în 24 de ore nu te prinzi cu numărul de telefon, o să consider că l-ai furat de la un polițist, dar nu și dosar penal. Bine. Eu îl caut mai departe, că durează o săptămână, că durează o lună, că durează o oră până îl găsesc, ca e. Văd ce declară el, fac anchetă, vedem cum se pupă, ca e. Știi ce s-a întâmplat la dosare penale, da? Da, da. Bun. La 3, nu la... La 4. Nu. Eu deschid unul. Nu o să-ți deschid 10. Dar doar dacă nu vii și mi-aduci numărul de telefon. Mai departe știu ce am de făcut. Bine, caut succesul, caut bun. O să consider că îl acoperi, ești la fel de vinovat ca și de fapt ești vinovat că l-ai avut la tine. Domnul, haideți spune. Mamă, ce mi-ai descoperit? Bun, vreau să vă uitați aici peste cazul deschis. De acolo și în? La CNP4, da? La CNP425. Cine ăsta dinăuntru? Da. Așa. Deschideți calculatorul și introduceți acolo CNP-ul și vă uitați la cazuri deschise. Să vedeți chiar dacă l-am scris bine. 425? Da. Țin tine. Chiar așa țin tine și vrei să te duci la pușcărie, să te duci acolo în pușcărie de tânăr. Păi... De 6 ani, 7 ani, dar pistolul ăla e model nou, adică e de 6 ani, 7 ani. Bun, păi ai scris doar că informații false de deținere de permis de portarmă, dar și armamentul nu scrie acolo, că a avut armamentul ăsta acolo. Da, da, am citit eu prin internet. Domnule Chelbos, vedeți că eu și cu domnișoara mergem un pic în afara orașului și ne vedem mai pe seara un pic. Te pup, frate, mersi mult că ați fost aici. Doamne ajută, Doamne ajută. Love you guys. Așa. Nu. Am scris acolo că în caz contrar se va deschide dosar penal împotriva, adică aici. Am văzut. Cumpărarea ilegală de armă de foc și glonțe. Bun. Sunt la poliție. Da, e poliție în oraș. Păi dacă mă ia și îmi scoat telefonul mi-a la toate alea, ce fac? Hai că deja mă apărești. Bun. E scris amenda? Da, da. Viața. Ați primit oameni în valoare de 10.000 de lei. Aoleu! Ați scăpat pistolul ăla din informații noastre, dar mai mult. Dacă într-adevăr l-ai cumpărat. Dacă nu e belit pula. Nu, l-am cumpărat. Păi dar nu, de la cine să le dau, de la polițist? Pe mine mă vedeți așa criminal în serie, ce drept. Pentru noi toată lumea e dubioasă. Nu se întâmplă să iei de la vreun polițist. Nu, dar pentru noi toată lumea e dubioasă. Stai acolo. Poți să mergi, nu-i dăm pușcărie momentan. Momentan? Are 24 de ore. Ați făcut poză la boletinului să rămân salvat aici? Avem deschis caz, da. Pot să verific și aici dacă mi-a spus poză. O, ce poză frumoasă am. Ești la boletinul să vadă sau? Am zâmbit frumos. Da, da, boletinul e la el. Seara bună, deschide celorlalți să-mi plăci. Să le las să meargă pe jos până la mașina lui sau să scheme taxiul cu ea. Unde sunteți? Alo. Rezolvat, da, cu acel individ. Vă stai dat 24 de ore să-mi aducă detalii de unde și-a cumpărat pistolul ăla, dacă nu dosar penal. Are caz deschis. Le Fernando Barcelona CDP425. Era un pistol de polițist, ce credeți? Acel pistol este... Acel pistol este din anii trecuți, pentru că aveam înainte Glock-uri și acum avem alte tipuri de pistoale mai bune. Era un tip Glock 18 și cred că era de ceva timp pe aici prin... Cred că ce... Urmărești și-o pe unul care fuge de nu mai poate. Unde ești? O să vă dau imediat. Pe autostradă? Dacă oprești. Autostradă spre paletă? De ajutor? Păi, nu știu, s-a oprit, dar nu știu dacă să mă dau jos la el sau nu, că sunt singur. Nu, așteaptă, nu. Vin eu imediat, am 2 km. Am mai venit o mașină. Hai noroc. Bună ziua, ce s-a întâmplat? A venit aici, vă rog. Păi, am văzut că fugeai așa de mine, te-am prins pe radar. Eu? Da, ai avut 128 de km la oră. Da, îmi pare rău. Unde te grăbeai așa? Am rămas eu la secție. Nicăieri, domnule. Ai intrat aici sau? Eu sunt aici, sunt ok, dar vezi că mai unul cu mașina care când a văzut sirenele a fugit. Da, mă schimb... Da, poți să te schimbi. Dacă tu vezi că... Schimbă înapoi sau rămân tot în sias? Bine, că tot în sias, că și-o aprigit lucrurile târziu, dar... Cu celălalt coleg, așteaptă până noi revin. Dacă vedeam lumini, sunete, chiar mă opream la semnalul dumneavoastră. Sau unde te grăbești așa? Nu mă grăbeam chiar nicăieri, dar chiar m-am văzut. Eu 128 de km la oră, mă, cu fratele meu, pe drumurile astea pe aici. Îmi pare foarte rău. Dar ce-am făcut că vine domnul cu? Aveam noi un mandat în seara asta, în zona asta pe aici și... Am chemat întâlniri că mă așteptam să fie cineva la roadă. Îmi pare foarte rău, chiar n-am vrut să fac nimica. Bun, nu mai vrea așa, te rog. Să-mi dați amenda? Nu, 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 ok. Doar te rog să nu mai vii așa, da? Ok, îmi pare foarte rău. O să rămână. Mulțumesc, la fel. Băi, mai era unul cu mașina pe partea cealaltă. Pe unde, pe partea cealaltă? Păi, uite unde e ăsta cu jeep-ul, unde are ăsta jeep-ul, pe drumul ăsta încolo, în dreapta. Dar l-a fugit. Încolo, în dreapta? Da, da, a fugit ăla. Eu îl aștept pe colegul ăsta. Auzi, tot ce aici a făcut mai dă o leacă la aia. Ce, locația? Ce să dau? Cum? Ce să-ți dau, mă? Locația, mă. Păi n-are rost să vii, că... A, nu mai vin? A plecat, nu, a plecat. Ok. Da, sunt niște mașini acolo în curte, nu știu exact ce este acolo. Oricum, noi n-avem mandat aici. N-avem cum să intrăm. Sunt în Sandy la secție, vă aștept. Eu mă duc în paletul, mă duc să mă plimb prin paletul, că aici deja nu mai fost. Dacă voi considerați că trebuie să mai rămâneți... Trebuie să rămâneți, că e ok. Stau în palet, o să-mi iau prestația, că nu mai am nevoie de momentan în palet. Sau o lași, dacă e ceva, vin și eu după voi. Să rămân și eu în paleto? Da, da. Atunci mă duc să mă schimb. Da. Eu și cu colegul Felipe suntem în Sandy acum. Încă patrulăm pe aici. Am avut mandat prin Sandy și Dusty. Tu ce faci? Jeep-ul care ești la secția din Sandy, haide înspre mecanici. Suntem pe principal aici, ne vezi? Eu m-am schimbat înapoi, dacă vine cineva la secție și întreabă ce s-a întâmplat cu urmărirea, mă prefac că nu știu sau le dă, sau ce le zic? Ce urmărire? Ce urmărire? Lasă că vin la secție și vorbim, vorbim doar noi, nu mai vorbim pe stație. Da, da. Bun, când sunteți la secție, nu dați informațiile că am fost aici, că am făcut astea, da, ok? Am ajuns la secție, sunt în spate. Sunt în spate. Hai, urcă. Colegul cu jeep-ul să stingi așa. Urcă, urcă, urcă. Hai sus. Da, așa. Așa pot să zic? Da, 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 da. Ca să nu mai depăcim și pe ăștia postați. Ziceam dacă rămâneam la ghișeu, dacă venea cineva și întreba de ceva urmărire, de nu știu ce, să nu-i dau detalii, că am fost mascați atunci. Păi da, nu trebuie să le dai detalii. Așa. Ia uite, BMW. Are domnul comandant numerele. Auziți? Ce numere de matriculare acolo? Haideți un pic ca toți în spatele secției de paleto să ne reîmpărțim la patrurile și toate cele. E puțin că am găsit un Lamborghini. Asta e domnul dinainte de la secție. Repede că e urgent. Mașina și îl percheți. E urgent, băieți. În paleto? Da, în spatele secției de paleto. Vin și eu, are rost sau vorbim noi după? Păi eu sunt cu ProTV-ul. Da, da, mai bine stai că na. Ok, mă chemați după. Da, da. Gigisoane, ce faci, mă, Gigisoane? Ce-ți face mâna? Ce s-a întâmplat aici? Ce fă, mă, mâncați aici cu ele tale? Bună seara! Vă plimb și eu. Ce mașină e asta? E un Bentley aici. Mamă, ce frumoasă e să moară familia mea. Mulțumesc. Ce an e asta? Asta e 2008. E navă să moară familia mea. Frumoasă rău. Da, te-o pisă, mi-a plăcut mașina. Bă, dar spală o mână, Nicol, că e plină de... Asta acum o duceam să spală. Hai, hai. Frumoasă mașină, s-o să pune sănător. De-aia te-am oprit, scuză, mi-a plăcut mașina rău. Te pup. O zi bună. Să mă duc și eu la secție să văd ce se vorbește? Da, mă, păi dacă citești mai sus ce a scris pușcărie, nebunești. Da, 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 te duc acolo și te lasă la secție. Mersi. Care ești tu? Eu. Ce ai, mă, că am atins-o puțin de tot cu... S-a atins puțin, că nici eu n-am simțit-o pe asta. Da, puțin mai mult așa. Cu 1 la oră mâncați și pulata, uite-te pe Pro TV să vezi. Am înțeles. Hai, te-am pupat. Te pup. Hai, da, băi... Rup, doare, mă. Băi, o să înțelegi de ce vă grăbesc atâta când vii la secție. Hai că acum venim. Era mor, mă, aseară pușcărie. Dar dacă n-am râs pe drum, când râs spre șaurmărie, mamă, e panorama rău de tot omul cu aia. Nu, Colosul, ți-am dat teroare, ce ai? Cu morții mătii de ușă. Unde rău să acolo meu ăla cu mânești ridicate? Vin și eu? Nu, nu. Putu-ți gura la mătii. Nu dăm radio. Radio, pardon. Mă coaie, să mă rămas să găsesc ceva. Nu se mati cu tricou, mati. Toate tricourile sunt în asta. Haideți că eu trebuie să mă duc la familie. Poți să închid și eu tur aici? Du-te. Seara bună. Seara bună. Mamă, dar pe aplicația aia trebuie să vă dau la toți. La... Da, stai așa să... Da, nu da la toți. 10-4. Înjurat să omoară familia lor. Da, Paule. Uite bine, tu? Ia-ți-l. Păi... Ba da, dacă le găsești pe stradă, ar trebui să poți. Ar trebui să poți, dacă ei nu le-au ridicat încă. Păi da. Cu cine ești? Bugă. Ah, bun. Bine, mă, Paule. Te pup, distracție plăcută. Când te întorci în bucta, dă-mi un semn. Hai, te pup. Pa. Vamos depurar aqui, picamos. Aici. Coaie, ce are? Băi, mă auzi? Da, te aud. Dă-mi și mie niște bani ce ai la tine. Dă-mi mie că ți dau după înapoi. Am numai 900. Cât ai? Am numai 900. Dă-mi 300, 400, ți dau înapoi. Că nu, mi s-a buguit ăsta, nu merge cumpără, cred că n-am bani la mine și de-aia ți-ai luat și din bancă. Am înțeles. Ba, pula în el. Băi, v-am pupat, atât pe seara asta, ne auzim mâine, nu, luni seară. Baftă, seară bună.